vreau să vă spun că am avut o surpriză foarte plăcută citind acest roman. Eu știam pe Mulul Burcescu preocupat mai degrabă de disciplinele lingvistice. El are niște cărți de gramatică, în primul rând, și știam câte ceva din bătăliile lui morfosintactice, de pildă cu domnul George Neamțu, profesor la Universitatea din Cluj și care de câțiva ani face subiectele de limbă română pentru Facultatea de Drept. Tocmai de aceea romanul a fost o surpriză plăcută, dar cred că preocuparea autorului pentru disciplinele de care vorbeam se vede și în acest roman și se vede în primul rând prin faptul că este un roman foarte bine scris. Asta a fost cea mai mare surpriză sau cea mai plăcută surpriză citind această carte. Mulul Burcescu se dovedește un foarte rafinat stilist și vă invit să citiți cartea aceasta, să vedeți cum se construiește fiecare frază și să vedeți că Mulul Burcescu intră în categoria, ca să zic așa, a esteților romanești. În al doilea rând, este un roman cu miză. E un roman care, așa cum a spus și autorul, pune foarte multe probleme. E un roman, ca să zic așa, abisal. Și văd aici, ca model, evident, pe marele prozator rus Dostoevski. Deci este un fel de Mulul Burcescu, intră, cred, în categoria dostoevskienilor, prin preocuparea aceasta pentru umanitatea abisală, pentru zonele subterane ale conștiinței umane. Însă, ca să zic așa, filozofia, atitudinea etică a romanului este mai degrabă antidostoevskian. Și am în vedere, când spun asta, în special una dintre teme. Raportul dintre crimă și pedeapsă. Vă aduceți aminte, citind romanul Crimă și pedeapsă, că în romanul respectiv, pedeapsa este o modalitate prin care se reinstituie echilibrul care fusese deteriorat de crimă. Deci, există crima lui Raskolnikov. El urmează să îi spășească, firește la demnul Sonia Marmeladova. Crima sa, din punctul său de vedere, este absolut legitimă. El dă o legitimitate filozofică, teologică, crime tale. Dar cu toate acestea, urmează pedeapsa. Și pedeapsa, în ultimă instanță, este modul său de mântuire, de purificare și este, de asemenea, modul prin care se reinstaurează echilibrul în această lume. Opinia autorului, mă rog, nu a autorului, opinia uneia dintre personaje, este că, dimpotrivă, pedeapsa nu mai restabilește echilibrul. Nici o pedeapsă nu este în stare să legitimeze o crimă. Și, mă rog, există în roman, chiar prin primele pagini, prin vocea unuia dintre personaje, o întreagă filozofie și o întreagă diatribă, de fapt, împotriva instituțiilor juridice de la noi sau de aiure. Aș prelua firul Dostoevski de la Sandu. I-aș trimite la altă carte a lui Dostoevski, la Idiotul, Rafael, să zicem, nume Angelic. Este un fel de, ca noi toți din generația noastră, un fel de prințul Mâșchin. Idiot, pun între ghilimele, totuși, știți, idiot etimologic înseamnă omul liber, nu omul prost tâmpit.
un fel de prinț Mușchin, personajele lui, prinț Mușchin, eșuați într-o lume a răului, într-o lume mizerabilă. Prințul Mușchin e capabil să vorbească de adevăratele, pe bune, dacă vă aduceți aminte, doar cu copii. Și eu am din ce în ce mai mult sentimentul că poți să vorbești pe bune doar cu copii sau cu adolescenții sau cu oamenii foarte tineri sau cu oamenii foarte tineri, structural foarte tineri, indiferent de vârstă. Deci aș trimite mai degrabă la Prințul Mușchin, când zic idiotul, mă gândesc și la un film. Că tot îți place ție Lars von Trier. Tinerii din romanul lui Mugur seamănă cumva cu tinerii din filmul lui Lars von Trier, Idioten, Idioții, nu? Unii care se retrag, fac din societate, pleacă din slujbele lor bine plătite și o fac pe idioții. Și descoperă sentimentul ăsta sublim, extraordinar, pe care nu și-l permit mulți, care este libertatea. Sentimentul libertății îl au foarte, foarte, foarte tare scriitorii. Bine ai venit în Liga Oamenilor Liberi, deși vii atât de târziu. Revenind la ce am spus inițial, de stil, m-a frapat în acest roman modul în care autorul jonglează cu două nivele stilistice, cel puțin două nivele stilistice. În primul rând, nivelul acesta înalt, nu? Conceptual, filozofic, un anumit rafinament al expresiei, așa, analitic. Și, să spunem, un așa zis nivel trivial, argotic, dar care este și el estetizat. Ceea ce m-a făcut să mă gândesc la Matei Caragiale. La Matei Caragiale este de asemenea aceste două nivele, așa cum știți, nu? Nivelul hiper-rafinat, meditativ, conceptual și așa mai departe, dar există și celălalt nivel, nivelul limbajului argotic, de tip corectiv. Există un asemenea limbaj și aici, sigur, un fel de limbaj de tip corectiv al anilor 90. Am început neliniștitor, ca să spun așa, din cauza limbajului. Și m-am gândit ce o să zică lumea, ce o să zică elevii. După ce depășești 20, și e bine că sunteți aici și că vă spun vouă asta, după 20-30 de pagini, îți dai seama că limbajul ăsta, care în multe cărți din ultimul timp, nu e justificat. Și e violent și atât. Aici este justificat și știți de ce este justificat? Pentru că este o carte despre rău. Este o carte care are ca temă răul în toate formele lui. De la răul politic, social, banal, răul de zi cu zi, răul care vine din prea multă dragoste, răul care vine din lipsa iubirii, răul care e răul acela suprem care este moartea, răul sub toate formele lui. Răul legat de oameni bătrâni, răul legat de oameni tineri, răul legat de copii. Și dacă tot ziceam de Prințul Mușchin, sunt acolo foarte emoționante scenele în care apar doi copii care mor. Oana și Aurel. Da? Cel mai foarte emoționante. M-a trimis cu gândul la romanul interior al lui Fântânelu. L-am citit și ca așa cu sentimentul generației noastre. Gândindu-mă la generația noastră. Și am ascultat și muzica ta. Muzici și faze. Faze, dar și muzici. Și uite, am descoperit că îți place filmul ăsta Cria Cuervos. Jeanette, care în tinerețe seamănă teribil, acum am realizat, cu Vera, soția lui Mugur, care și ea a fost colegă de an cu noi și care era o persoană, înțelegeți? Mugur era un tip foarte deștept, n-arăta, ca să nu-i complexeze pe unii alții.
Era foarte deștept și a fost foarte deștept și când s-a căsătorit cu Vera, care era o fată frumoasă și foarte deșteaptă. Vera arăta că este deșteaptă. Înțelegeți? Cred că avea numai 10, fără să facă eforturi, pentru că era o tipă teribil de deșteaptă. Este o tipă teribil de deșteaptă. Și era, cum să spun, era din alt film, era eleganța întruchipată din toate punctele de vedere, și fizic și moral, înțelegeți? Era o apariție, îți impunea, nu stăteai oricum în fața ei ca băiat de pildă, te regrupai și erai la locul tău.